Binecuvântat să fie numele Domnului Iisus. Amen. Vreau să fiți foarte atenți, timpul este destul de înaintat și trebuie să ne deschidem inimile, să simțim prezența lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne vorbească și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Toți avem nevoie de vindecare, dacă nu trupească, avem nevoie de vindecarea spirituală. Toți avem nevoie de vindecare în casele noastre, în familie noastră, în viața noastră, toți avem nevoie de Dumnezeu. Nu este niciunul pe acest pământ care să spune n-am nevoie de Dumnezeu. Toți avem nevoie de Dumnezeu. Așa că această zi să fie o zi specială pentru mine și pentru tine. Așa că această zi să fie o zi care Dumnezeu să facă o minune în viața mea și în viața ta. Dumnezeu să facă o minune în casa mea și în casa ta. O zi cum nu a mai fost alta, așa să fie ziua aceasta. O zi cum n-am mai avut alta în viața mea. O zi specială pentru că Hristos astăzi este prezent în mijlocul tău, se vine cu mintețe. Și a trebuit să cred că este o zi specială, cea mai specială zi din viața mea. Nici ziua mea de naștere care m-am născut nu este specială cum este specială această zi, pentru că Hristos este prezent în mijlocul tău. Aleluia. Și vrea să ne vine cu mintețe. Aleluia. Pentru acest om a fost cea mai specială zi din viața lui. A fost cea mai frumoasă zi din viața lui. A fost cea mai importantă zi din viața lui. Omul acesta trecea printr-o stare, trecea printr-o etapă a vieții lui foarte, foarte dificilă. Era un loc din naștere, așa s-a născut el. Așa s-a născut pe acest pământ. Doctorii nu puteau să dea vindecarea. Doctorii nu aveau niciun rezultat. Oamenii nu aveau niciun rezultat. Nu este zici că s-a îmbolnăvit pe parcurs și putea să găsească un remediu. Așa s-a născut el. O durere mare, un handicap foarte mare din vremea aceea. Nu puteai să muncești, nu puteai să faci nimic, dar ziua aia pentru a fost cea mai specială zi din viața lui. Aleluia. Și de-aia mă rog la Dumnezeu să facă să fie o zi specială pentru tine. O zi cum nu a mai fost alta. Stătea, spune cuvântul Dumnezeu și Petru și Ioan să se iau împreună la templu. Era ceasul rugăciunii. Să se iau la rugăciune. Venim în casa lui Dumnezeu să ne rugăm. Venim în casa lui Dumnezeu să cerem îndurare din partea lui Dumnezeu. Pentru că am spus data trecută că și rugăciunea este arma primordială a creștinului. Este arma pe care creștinul poate fi miruință. Prin rugăciune Dumnezeu poate da miruință și numai prin rugăciune. Și să se iau la rugăciune, să se întâlnească, să se roage. Și când se intre în templu, spune cuvântul lui Dumnezeu, acolo era un loc din naștere care era dus și pus în toate zilele. Era dus și pus în toate zilele ca să cerșească. Asta era viața lui. Era trezit de dimineață, era luat, probabil că peste voia lui, nu era luat cu voia lui. Trebuia probabil că un loc care să fie obligat să fie dus acolo să cerșească. Și luat dimineață și spunea, hai să mergem să cerșești acolo, să cerșești pentru noi. Și omul acesta probabil că se gândea, domnule, când o să mai merg așa, când o să mai... Ce viață este asta să merg să mă pun acolo să cerșesc? În toate zilele zicea și punea și cerșea acolo. Și trebuia să ceară din mine la toți care duceau pe acolo. E foarte dureros să stai să te gândești că nu poți să mergi. Să te conducă cineva. Să te prinzi de cineva. Să fie cineva care să-l rogi mereu să spui, te rog frumos, mă duci și pe mine până acolo, că nu pot să merg. Te rog frumos, du-mă și pe mine până acolo, sau hai să mergem până acolo, hai să văd și eu ceva. Hai plimbă-mă și pe mine un pic, e o durere mare să nu poți să mergi. E o durere mare să nu poți să-ți folosești picioarele. Cu atât mai mult noi care avem sănătate, care avem picioare, care putem să mergem, cu atât va trebui să facem mai mult lucrarea lui Dumnezeu. Cu atât va trebui să profităm de lucrul acesta, să căutăm mai mult pe Dumnezeu, să lucrăm mai mult pe Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu să ne dea putere, să ne sperim mai mult înaintea Lui și să slujim pe Dumnezeu într-o inimă sinceră și curată. Omul acesta stătea acolo, o durere mare, un handicap mare. Omul acesta când a văzut pe Petru și pe Ioan că vreau să intre în templu la celul de milostenie, asta era datoria lui să ceară la toți de mine. I-a strâns, când i-a văzut, i-a oprit și a spus, stați așa un pic, dați-mi și mie ceva. Dați-mi și mie ceva. Petru și Ioan se uită la el, probabil că mirați. Asta era datoria lui să ceară, dați-mi și mie ceva. Dați-mi și mie ceva. Din punct de vedere spiritual, din punct de vedere spiritual, poate că suntem în loc. Din punct de vedere spiritual, probabil că nu putem să ne mai ridicăm de jos. Din punct de vedere spiritual, probabil că Satan a reușit să ne derive. A reușit să ne facă o loge. A reușit să nu mai putem să mergem cu atâta putere în casa lui Dumnezeu. Să nu mai putem să alergăm cu alergăm înainte pentru Hristos. Din punct de vedere spiritual, probabil că Satan a reușit. A reușit la unul dintre noi să ne ologească. Și nu așa de necât și nu decât să cerșim. În lumea aceasta. Petru ca și Ioan s-a uitat țintă la el și a zis, uite-te la noi. Nu ca și cum ar fi fost ei cineva. Nu ca și cum ar fi putut ei să facă ceva. Nu ca și cum ar fi fost ei oameni mari care ar fi putut prin puterea lui să dea vindecare omului. Dar ei
au spus omului acesta, uită-te la noi. Și eu spun în seara asta, nu te uita la mine. Nu te uita la lumea din jurul tău. Nu te uita la vesnătrișa din casa ta. Nu te uita la necazul din viața ta. Nu te uita la lipsurile din viața ta. Nu te uita la îngrijorare, nu te uita la probleme. Ci vreau să spun dimineața asta, uită-te la Hristos atât. Pentru că Hristos spune, nu te mai uita la lume. Dacă te uiți în lume, lumea este vesnătriș, în lumea este lipsă de cazuri, în lumea sunt probleme, uită-te la mine, că de la mine vine ispovirea. Pentru că așa spune și spune, uită-te la mine, uită-te la noi, uită-te la noi, omule, nu te mai uita la cei din jurul tău. Oamenii vin la tine, îți aruncă un bănuț acolo, îți dă ceva acolo și după aia pleacă. Nu poate să-ți dea vindecarea de care ai nevoie. Nu poate să-ți dea ajutorul de care ai nevoie. Poate cuvinte, singurul care poate lucra în viața ta este numai Dumnezeu atât. Numai Dumnezeu. Nu spune să te uiți la mine sau la cineva, pentru că nu vezi nimic. Toți avem slăbiciuni. Toți suntem greșiți înainte lui Dumnezeu. Uite-te la Hristos. Hristos niciodată nu te va uita. Hristos niciodată nu te va părăsi. Hristos va fi cu tine pretutindeni și în cazul tău, și în problema ta, și în furtuna care treci tu și care este în viața ta. Hristos este cu tine. Spune cuvântul lui Dumnezeu, poate o mamă să uite copilul pe care îl adoptează. Poate o mamă să uite copilul ei și spune cuvântul lui Dumnezeu și chiar dacă l-am uitat, și chiar dacă l-am uitat, eu niciodată nu te voi uita. Eu niciodată nu te voi uita, spune Dumnezeu. Dumnezeu este departe și vrea să devine cuvântul. Amin. Uită-te la noi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Uită-te la noi. Nu te mai uita la lume. Lumea vine, spune ceva acolo și pleacă. Tu acum uită-te la noi. Și cuvântul Domnului spune așa. Și el se uita cu, la ei cu lor aminte, aș uita să capte ceva de la ei. Atunci, Petru i-a zis, aur și argint, nu am. Nu te uita la noi. Ba nu avem. Aur nu avem. Argint nu avem. Bogății nu avem. Dar ce avem? Zdă. Ce avem în zdă? În numele Domnului Iisus, ridică-te în picioare și umblă. Aleluia! Gloria. În numele Domnului Iisus, ridică-te în picioare și umblă. Asta este cea mai mare bogăție. Asta este cea mai mare bogăție. Aurul piere, argintul piere. Cea mai mare bogăție pe care poate să o aibă omul în ziua de azi este sănătatea din partea lui Dumnezeu. Asta este cea mai mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Aur și argint nu avem, dar ce avem în stăm în numele lui Hristos. Ridică-te și mergi și ridică-te în picioare. Îndejuns-te de râma asta ta cu fie și vede probleme. Îndejuns-te de râma asta ta cu fie și vede necazuri. În satan te-a de râma asta ta în satan cu fie și vede de griji, cu fie și vede gânduri. Nu mai poți, nu poți să te ridici, nu mai ai rezolvare pentru probleme, nu mai ai nimic. În satan, dar Hristos spune astăzi, ridică-te în picioare și mergi în continuare cu mine. Ridică-te în picioare că ai putere. Hristos astăzi să întrească inimile noastre. Hristos astăzi să întrească Duhul în noi. Să ne dea putere și să mergem, să ne ridicăm în picioare, să mergem cu Hristos în continuare. Și Hristos să binecuvinteze inimile noastre. Într-o zi, un împărat